Postul director al CE Oltenia, Laurențiu Ciurel, a vorbit astăzi pe blogul său despre numirea lui Ionel Ilie în funcția de manager general interimar al companiei. Directorul Ilie a tras într-o cursă politică. Este prezentat ca fiind PSDist de propagandă sindicală și de trompetele lor din presă. În Consiliu se încearcă să aduce de asemenea militanții din PSD cu gura mare, pentru că dacă se ajunge la catastrofă, în toamnă ei pot fi arătați cu degetul. De bine de rău însă, Ilie reușește să-și impună punctul de vedere și a început să vândă. Față de un ciobotărică orb surd mut care trăsese deja obloanele la firmă. Marea greșeală lui Ilie este frica. Pe postul acela nu ți poți permite să-ți fie frică. Devi vânat instantaneu. La toamnă lumea va spune ciobotărică a lăsat 150 de milioane profit. A postat la Orențiu Ciurel. Mai multe Ciurel susține că actualul manager trebuie să-și construiască o nouă echipă pentru că acum este înconjurat de cimpanzei. Printre aceștia îl nominalizează pe Ovidiu Bărăcescu, membru în directorat. Nu țipă nimeni impresia că Bărăcescu, un tip submediocru, a fost pus în directorat doar pentru că e finul preș lui liberal din familia Vulceanu. Misiunea lui Ilie este aproape imposibilă. Este înconjurată literalmente de cimpanzei, care pe lângă lipsa unor cunoștințe elementare sunt de asemenea stupiți și puși pe tunuri. Nu are oameni de linia întâi la comercial. Băiețașul ăla e de poveste. Voi scrie despre el pe larg. La juridic, la energie, la investiții și la resurse umane, mai spune Laurențiu Ciurel. Ionel Ilie a fost numit în funcția de manager interimar după ce judecătorii că veneau decis ca Laurențiu Ciobotărică, cercetat pentru abuz în serviciu, să nu mai ocupe această funcție.